Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru săptămâna 20-26 septembrie 2021. Etalare pentru Zodia Leu, ascendent lună în Zodia Leu. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia principală vine cu lumea. Lumea care aduce un tot. Se încheie un ciclu în viața dumneavoastră. Poate o perioadă tensionată, poate finalizați un divorț. Apare o schimbare, poate, în viața dumneavoastră sentimentală, dacă a fost, de exemplu, o relație tensionată, cu multe nemulțumiri, cu multe neînțelegeri. Lucrurile acestea vor lua sfârșit, începând cu această săptămână și vă îndreptați pe o cale nouă care să vă aducă mult mai multă realizare din punct de vedere sentimental. Pe de altă parte, atingeți apogeul, atingeți un succes foarte mare sentimental în săptămâna aceasta. Posibil să aveți de face și cu semnul zodiacal vărsător, taur sau leu, dar nu neapărat. O săptămână cu multe împliniri, cu multe reușite. Aici apar anumite și anumite gelozie în relațiile sentimentale sau rezolvați probleme în căsnicie. Rezolvați mai multe probleme da. Unii dintre dumneavoastră poate treceți pentru un divorț, pentru un partaj, pentru că văd și anumite pauze, dar văd că sunteți foarte hotărâți și deciși să încheiați ceva în viața dumneavoastră, să terminați cu o problemă, să terminați cu o rivalitate, în dragoste, cu o gelozie, pentru că tot vă învârtiți în cerc și nu se mai poate așa. Chiar dacă pentru unii dintre dumneavoastră va fi foarte greu să faceți anumite schimbări, sau să vă abțineți poate fi și lucrul acesta pentru că apar anumite stagnări, o cere o pauză, calculați totul la rece, dar bineînțeles să cele din urmă tot dumneavoastră să fiți cei învingători sau care aveți câștig în această poveste de dragoste. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem cavalerul de băte care duce multă impulsivitate, nerăbdare, Drumuri pe care le faceți, fel și fel de discuții care apar. Răbdare vi se pune la încercare, nu aveți răbdare. Poate fi vorba și de comunicare scrisă. Foarte multe, unele conversații vă pot agita un pic de o călătorie. Provocarea mai poate veni și prin faptul că persoana iubită este nevoită să plece undeva la un drum și să stați despărțiți probabil săptămâna aceasta și stați așa cu sufletul la gură nu știu, apar schimbări, sunteți un pic îngrijorați poate une dintre voastre vă este teamă dar, ca nu cumva să apară o răceală în în o relație sentimentală. Poate sunteți mai melancolici în săptămâna aceasta sau... Uh, nu e ca o deziluzie, aș putea să spun. Sunteți un pic întristați, poate de plecarea aceasta și automat vine ca o provocare. Poate sunteți dezamăgiți sau treceți printr-o dezamăgire. Poate aveți niște percepții dureroase vis-a-vis -vis de relația aceasta. Dacă pleacă, nu știți ce face, cum face și nu vă pică foarte bine situația. Poate fi lucrul acesta. Doar că veți rezolva probleme. Poate fi vorba chiar de o problemă mai delicată pe care o veți rezolva. Posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, berbecle o săgetător. În planul surprizelor avem optul de bâte care aduce rapiditate, schimbări rapide. Aveți parte de situații din destin, sunteți alături de persoana care vă este predestinată. Văd că scăpați de o situație confuză, de o incertitudine. De o bănuială, poate, în anumite situații, și o luați de la capăt, pentru că este o dragoste înfloritoare și să știți că veți fi foarte apreciați și iubiți de persoana iubită. Poate ați avut anumite probleme în ultimul timp, le veți rezolva, găsiți calea cea bună, pentru că se întărește o legătură sentimentele de dragoste devin din ce în ce mai profunde. Poate vă întemeiați o familie, unei dintre dumneavoastră vă găsiți liniștea sufletească, calea spre inima persoanei iubite și veți comunica foarte mult, pentru că văd multe râsete, multă veselie, multă împlinire și relații care nu s-au încheiat definitiv. Poate unii dintre să treceți printr-o pauză, dar să știți că este vorba doar de o pauză pentru că veți relua acele povești de dragoste. Dacă vor fi sau nu împăcări în săptămâna aceasta, aici avem un doi de bâte. Nu promete foarte mult acest doi de bâte pentru că trebuie luată o decizie. Pe lângă acest lucru simțiți că persoana iubită cu care vă doriți să vă împăcați s-a cam răcit, s-a cam distanțat și a am văzut de viața lui sau de viața ei și nu prea știți ce să faceți, nu știți ce va fi de acum încolo. Sunteți un pic cam prinși între trecut și ce urmează în viitor și omiteți să treceți cu vedere anumite aspecte destul de importante. Văd că cercetați, încercați să aflați mai multe detalii de persoana iubită, ce face, dacă este cu cineva, dacă nu este. Dar vă împotmoliți, vă izbiți de un zid. Sunt multe provocări, nu aflați mare lucru. Posibil să... Posibil ca persoana iubită să știți să fie cu altcineva dar vă doriți, adică mai așteptați, văd o împăcare în unele situații între 5 zile și 2 luni sau 2 săptămâni și 6 luni poate fi, dar au fost anumite situații care au răcit relația și sentimentele pe care le-ați avut unul față de celălalt, plus că aici vorbim de o diferență de vârstă, care a provocat oarecare răcire în relație din cauza că aveați idei diferite, un mod de viață diferit, dar se poate rezolva în timp povestea aceasta. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros avem uh, baletul de cupe, care aduce o împăcare, un succes, o reușită, o cale nouă prin care să vă apropiați mai mult de persoana pe care o iubiți. Întâlniri, discuții, dragoste împărtășită. Și de multă maturitate văd că veți avea parte în săptămâna aceasta. Veți vedea persoana iubită schimbată, mult mai matură, mult mai. Implicată în poveste și lucrul acesta vă cam pune pe gânduri. Se insistă mult pe relația aceasta sentimentală pentru a vă da o șansă reală, pentru a vă da pe față relația sentimentală. Vă faceți planuri de viitor cu persoana iubită. Aveți noroc. Pare a fi și un noroc trecător în anumite situații, pentru că nu văd împlinirea asta mai mult de două săptămâni. Deci trebuie să fiți și foarte atenți cu alegerile pe care le faceți sau cum vă lăsați duși de bal în relațiile aceste sentimentale, pentru că văd și relații de lungă durată care nu se pot destrăma foarte ușor. Deși apare multă atracție între dumneavoastră și persoana pe care o iubiți. Acum depinde unde vă aflați în acest triu amoros. Puteți avea de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Iar pentru persoanele singure avem un șase de bâte care aduce o victorie, o reușită. Veți fi văzuți, poate cunoașteți pe cineva pe o rețea de socializare, dar va fi o reușită foarte mare. Vă cunoașteți persoana predestinată, vă cunoașteți jumătatea. Sunt șanse reale în săptămâna aceasta prin oameni. Da, comunitate, grup de oameni, vă înscrieți într-un grup pe o rețea de socializare și acolo cunoașteți pe cineva care vă încântă. Evoluția pare a fi destul de rapidă, dar indicat ar fi să nu vă grăbiți că puteți fi răniți. Să aflați cât mai multe detalii despre acea persoană, că e foarte posibil să fie o persoană căsătorită sau să fie o persoană care uh, nu este chiar cine vrea să fie. Poate nu are o siguranță financiară, poate este o persoană ușor influențabilă, poate este o persoană cu probleme, care are probleme cu legea, care joacă la jocuri de noroc. Chiar dacă sunteți foarte încântați, trebuie să vedeți evoluția și vă dați seama mai mult abia de pe noiembrie încolo ce va fi cu adevărat sau ce se va întâmpla sau dacă va fi ceva de durată sau nu. Doar că întâlnirea aceasta, faptul că veți cunoaște pe această persoană, nu este întâmplător pentru că această persoană face parte din destinul dumneavoastră. Poate fi o relație karmică, poate fi o relație din care trebuie să învățați ceva, fie dumneavoastră, fie persoana pe care sau de care vă veți îndrăgosti. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!